Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ. Forme corecte. Material pentru clasa a șaptea. Pentru început să ne amintim care sunt formele pronumelui și ale adjectivului pronominal demonstrativ. Să citim următoarele enunțuri și să identificăm formele greșite ale pronumelui sau ale adjectivului pronominal demonstrativ. Aceea este sora lui Mihai. Am plecat cu aceiași colegi. Vinovatul este același. A plecat în cealaltă cameră. Remarcăm formele greșite, aceia, aceeași, același, cealaltă. Corect este, aceea este sora lui Mihai, am plecat cu aceiași colegi, vinovatul este același, a plecat în cealaltă cameră. Comparăm și observăm cum este corect. Să reținem câteva reguli referitoare la scrierea corectă a pronumelor și adjectivelor pronominale demonstrative. 1. Pronumele și adjectivele pronominale demonstrative de depărtare și de identitate se scriu la feminin singular aceea, aceeași, cartea aceea, aceeași carte, iar la masculin plural aceia, aceiași, copacii aceia, aceiași copaci. Pronumele și adjectivele pronominale demonstrative de identitate se scriu cu I la final. Același, nu același. Se scriu într-un cuvânt toate formele pronumelor și ale adjectivelor pronominale demonstrative sudate, compuse la origine și devenite în parte neanalizabile, din seriile lui același, celălalt. Pronumele și adjectivele pronominale demonstrative de diferențiere se scriu corect celălalt, cealaltă, etc., nu celălalt, cealaltă, etc.
Iar acum îți propun o serie de exerciții prin care să reții mai ușor ceea ce ai învățat. Pentru a rezolva mai ușor exercițiile, te poți întoarce la informațiile anterioare.